Binecuvântat să fie Domnul. Îi dau în această dimineață mulțumire pentru minunile și făcut în dreptul meu, în dreptul familiei mele. Fără Dumnezeu n-aș fi putut. În urmă cu 3 ani, Dumnezeu m-a trimis înapoi aici, în țara mea, împreună cu copila și cu 3 copii. 2 copii au rămas dincolo în Spania. Eu am venit aici cu cei mai mici, Anisia, Elisei și Estera. În acești 3 ani de zile vreau să vă zic că peste așteptările mele Dumnezeu a lăsat binecuvântare și a avut un plan la care eu chiar nu mă gândeam, chiar dacă în Spania Dumnezeu prin mesaj profetic, prin vedenii, prin visuri, îmi vorbea că îmi va da un soț. De multe ori parcă ziceam, Doamne, nu sunt pregătită, nu, dar planul Domnului a fost altul, nu planul meu. Și gândurile Domnului nu sunt ale noastre. În urmă cu 1 an jumate m-am recăsătorit cu Albert și au fost lupte grele, au fost încercări, dar vreau să vă spun că și acolo în încercare Dumnezeu ne-a dat pace ca familie și ne-a închegat mai mult, ne-a unit mai mult în familie și am înțeles că lucrarea este a Domnului, nu este a noastră. Estera, cea mai mică, era singura care nu încheia legământ cu Domnul. Și am zis, Doamne, am stat pe genunchi și am zis, Doamne, Tu cunoști dorința inimii mele. Am început cu Albert să ne rugăm și am zis, Doamne, doar Tu poți să o transformi, să o eliberezi. Tu știi luptele din mintea ei, știi slăbiciunile ei, rănile din inima ei, doar Tu poți. Anul acesta Dumnezeu o botezat-o cu Duhul Sfânt, acum 2 săptămâni o încheia legământ cu Domnul și văd că rugăciunile noastre au fost ascultate. Îi mulțumesc Domnului pentru că în toate este doar mâna Lui de Dumnezeu și nu o să pot să-i mulțumesc când i-a ajuns pentru toată mila și îndurarea, căci nu prin puterea mea, nu prin înțelepciunea mea, ci totul prin harul și bunătatea Domnului. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare unul în parte. Amin.